După 161 de ani, cele două zone care formau Principatele Moldovei și Țării Românești sunt acum mai separate ca niciodată, spun analiștii Frames. Bucureștiul și Ilfovul se află la un nivel de prosperitate comparabil cu Occidentul, în timp ce județele Moldovei au ajuns polul sărăciei din Uniunea Europeană. Dacă privim datele statistice, vedem cum București-Ilfov a realizat anul trecut un PIB de 276,3 miliarde de lei, adică aproape un sfert din PIB-ul național, de 1040 de miliarde de lei. La polul opus, județele Bacău, Botoșani, Iași, Suceava și Neamț, care formează regiunea de nord-est, au realizat împreună mai puțin de jumătate din această sumă, 107,1 miliarde de lei. Tendința se va menține și în acest an, potrivit estimărilor, ba chiar s-ar putea adânci discrepanțele economice. Cauzele țin în principal de lipsa investițiilor. Pentru conducerea de la București, Moldova nu a părut a fi niciodată o prioritate. Nu au fost direcționate acolo investiții, nici nu s-au făcut drumuri moderne, iar administratorii locali au reușit să se impună cu prea puține proiecte de succes, și acelea în orașele mari. În anii 90, Moldova devenise polul lonului românesc, dar treptat, pe măsură ce salariul minim a crescut și aceste business-uri s-au închis, forța de muncă a început să emigreze masiv spre Occident și în zonele mai bogate din țară. Lipsa infrastructurii și scăderea puternică a forței de muncă în Moldova s-au văzut și în nivelul scăzut al apetitului pentru afaceri. Astfel, dacă în 2008 în cele 5 județe din nord-est se înființau peste 15.000 de firme și PFA-uri, în 2019 abia dacă au trecut de 13.000. La 30 noiembrie 2019, la Registrul Comerțului erau înregistrate puțin peste 100.000 de societăți active în Moldova, față de peste 220.000 câte erau în capitală. De partea cealaltă, Bucureștiul a concentrat cele mai mari investiții, a atras investitori, politici publice, facilități care au adus o creștere economică substanțială, care au atras ca un magnet forța de muncă. Așa s-a ajuns ca, potrivit datelor BNR, București-Ilfov să atragă investiții străine directe de 49,2 miliarde de euro la nivelul anului 2018, iar județele din nord-estul țării de nici măcar 2 miliarde de euro. Un alt indicator de comparație constă în salarii. Acestea indică bunăstarea populației. În Vaslui, de exemplu, salariul mediu net a crescut din 2014 până în prezent cu numai 1300 de lei, la 2516 lei. În același timp, în București, venitul mediu net a ajuns anul trecut la aproape 3950 de lei, cu 1500 de lei mai mult. Singurul oraș din Moldova care se apropie timid de București este Iașul. Acolo salvarea a venit de la mari companii de IT care și-au dezvoltat centre în zonă. A fost ajutat și de faptul că este un mare centru universitar cu mii de studenți. Astfel, salariul mediu net a crescut la aproape 3100 de lei în 2019, cu un avans aproape identic în cifre reale cu Bucureștiul. E drept și capitala este o insulă de bunăstare în partea aceasta de țară, având în vedere că multe județe din apropiere, precum Giurgiu și Telorman, se află pe ultimele locuri în ceea ce privește calitatea vieții. Nici zonele din vestul țării nu o duc foarte bine. Sunt doar câteva centre care au adunat investiții și s-au dezvoltat, cum ar fi orașele Cluj, Timiș, Brașov și Sibiu. Restul județelor se zbat de asemenea în sărăcie. Este deci nevoie de o nouă unire a programelor politice și naționale, astfel încât să redesenăm harta țării. Voința politică va cântări greu în acest sens, iar mediul privat nu poate face față tuturor provocărilor, atât timp cât de la centru nu îi se oferă posibilități de dezvoltare.